Salutare, dragii mei prieteni de pe YouTube. În acest videoclip o să vă arăt iepurii. Le-am dat niște porumb verde. Aici avem masculașul. Uitați-l, pentru sacrificare. Toți trei și femeluța. Nu uitați. Femeluța este pe acolo. Ia uitați. Îi las să crească mari și o să-i sacrific. Revenim la ceilalți. Am revenit. Am montat femeia aceasta și aceea. Un mascul ureal german. Și am mai adus un mascul astăzi original. Pune german original, original când spun original, dar a stat la băiatul acela cu alt iepuroi și s-au învățat ambii și nu mai montează iepuroiul și n-a vrut să monteze. Și cred că o să-l cumpăr eu, nu știu sigur. Aici avem femeia, am montat-o ieri. A sărit-o de 3 ori și pe cealaltă o singură dată astăzi. Are acolo porumb verde, porumb uscat, boabe, apă, un pic de iarbă mai are. Uitați-o. Și să știți că i-am schimbat numele BBC iepuri, cum a fost înainte. Nu știu, era diferit când a fost numele BBC iepuri, de când mi-am schimbat numele real, să zic așa. Abonații nu cresc, nu știu de ce, dar înainte a fost multă activitate, acum n-a ce să zic. Trecem la următoarea femeluță. Femeia albă. Pe aceasta n-am montat-o, o să o mai las. Cred că nu o să o montez deloc până la toamnă, că o mai las un pic, că este foarte cald. Astăzi este un pic răcoare, a plouat. Acolo boabe, apă, porumb. Uitați-o. Mai departe. Cu mela aceasta. Ia uitați-o aici. Acolo are fătătoarea. Ia uitați-o, a intrat la loc acolo. Apa a vărsat-o. Are și acolo porumb, boabe. Tot ce le trebuie. Aici sare, le-am scos-o, că cam atât cu acest video, nu uitați să puneți un like și noi ne revedem data viitoare.